O plăcere și o onoare deosebită să fiu cooptat în staful tehnic al echipei Dacia Mioveni. Cunosc foarte bine parcursul acestei echipe și modul în care autoritățile locale se implică în buna funcționare a acestei echipe. Și pentru mine este o mare provocare, dar în același timp vă spuneam și o onoare de a încerca împreună cu ceilalți membri ai echipei tehnice și jucătoarele să formăm poate una dintre echipele frumoase ale campionatului, o echipă competitivă care să practice un handbal frumos, plăcut ochiului și care să aducă și rezultate. Comunitatea locală merită pe deplin o echipă competitivă, o echipă care să se bată de la egal la egal cu marile puteri ale handbalului feminin și tocmai de aceea am încercat sau o să încerc alături de ceilalți membri ai conducerii echipei să obținem, aducem rezultate deosebite. Într-adevăr, așa cum se remarcă, cum presa, cum specialiștii spun că poate este cel mai puternic campionat din lume, campionatul feminin, într-adevăr, și faptul că Dacia Mioveni se luptă cu ele de la egal la egal constituie o mare provocare și o mare satisfacția comunității locale pentru acest lucru. Lotul în care anul acesta îl avem la Mioveni este un lot competitiv, este un lot care acoperă posturile de joc și care să sperăm că va reuși să obțină și rezultate deosebite.